Terapia cu celule STEM are o dinamică exponențială, părerea mea, însă cinstit, cred că se defasează foarte mult de cercetarea fundamentală, care ar trebui să evalueze mai bine și exhaustiv nișele acestea de celule STEM în locul lor, în situsul lor, în țesutul în care se află. În scurt, pentru a reduce diferența față de țările evaluate care sunt implicate în studiul celulor STEM, România ar trebui să procedeze ca în țările respective și să aibă mai multe laboratoare, deci finanțare și profesioniști antrenați și menținuți în cercetare, prin, desigur, câștiguri cel puțin decente, atât pentru finanțarea cercetării, cât și personală.